Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor. Omenirea este în criză. Cred că auzim de vreo 5 ani lozinca asta și am chemat un specialist în crize, care e sociolog, dar este și economist, ba chiar și secretarul Comisiei de Specialitate din Academia Română, profesor Emilian Dobrescu, și împreună cu Cristi Român o să-i punem ecranul la în care cu cheltuielile mondiale și o să-l tragem la răspundere, pentru că dânsul și-a permis să aibă o privire optimistă acum 2 ani, profesor. Exact. Cartea Criza Crizelor, foarte interesantă culegere de idei. Da? Și o să vă iau și, nu opoziția, ci concurența, România după criză, reprofesionalizarea, profesorul academician Mircea Malința și profesorul Călin Georgescu, vin și ei cu soluțiile lor. Hai să-l părăsc așa, că în știință și tehnică, numărul trecut, domnul profesor aici de față vine cu un articol științifico-fantastic. Omul mediu și energia sa regenerabilă. Deci e și o soluție. Poate fi o soluție. Absolut. E există de când lumea și pământul. Bine, dar vă părăsc așa. Mersul pe jos poate să dea energie pentru marile corporații transnaționale. Da. Asta e culmea. Da. Tastatul la aparatele pe care idem. Da? Orice formă de mișcare este purtătoare și generatoare de energie. Dacă din ea se recuperează o infimă parte sau o mare parte, acum rămâne de văzut care este randamentul acestei recuperări, omenirea se perpetuează. De altfel, genetic vorbind, economic vorbind, social vorbind și așa mai departe, noi ne reproducem la scară planetară pe baza acumulărilor precedente, la care adăugăm acumulările generației în vigoare, ale societății în vigoare și în felul acesta continuăm existența pe această planetă. Bun, aici sigur că e vorba de energie infime, deși dacă stăm să ne gândim 7 miliarde acum, 9 miliarde peste 25-30 de ani, 14 miliarde în 2075, apoi ceva energie în noi. Aceasta este partea interesantă a ideii, că deși sunt economist, mi-a plăcut fizica, nu mă pricep deci la kilojoule, la cât ar fi energia eliberată de un om, eliberată, pierdută în cursul unei zile, prin căldura corpului, prin forța glasului, prin intensitatea energetică a privirii, etc., forța mâinilor, etc., etc. Sunt nenumărate forme de energie umană care pot fi cuantificate. Energia inimii. Iată, inima pompează, sigur că nu ne apucăm acum să recuperăm energia regenerabilă a inimii, dar este tot o energie regenerabilă. Dacă savanții ar la nivelul nano picoelectronice ar putea să cuantifice ce rezerve are energia unei inimi care bate neîncetat pe toată durata vieții persoanei respective, care uneori este și repusă în funcțiune prin șocuri electrice, în unele cazuri fericite, am putea iată de să obținem înmulțit cu 7, 8, 9 miliarde o cifră colosală în kilojuli, da, care se irosește. Teamă mie că nu va mai circula sângele, mai ales către cap, la societatea umană, ceea ce în vremurile astea de criză chiar se întâmplă. Pentru că inima este un mecanism care face un travaliu extraordinar, aproape de neînțeles. Aproape că mintea nu cuprinde cum milioane de litri circulă prin tine de-a lungul unei vieți. Și cum se transferă în vasele capilare, la nivelul extremităților organismului uman, chiar și la nivelul creierului, care este o extremitate binecuvântată, care conține computerul personal al fiecăruia dintre noi. Deci cum și este care consumă 20% din energia înghițită. Sunt irigate aceste vase cu dimensiuni micronice sau cu dimensiuni imperceptibile, doar perceptibile cu aparate, cu... Da, bun, dar hai acum să trecem la planetă, da? Deja asemenea dispozitive există, nu trebuie să dăm noi de altora. Ele există deja, în fiecare lună
aflu o nouă versiune. Din păcate, cantitatea de energie care poate fi exploatată este foarte mică. Adică pentru niște aplicații locale, ca să zic eu. Deci să nu creadă telespectatorii că vom deveni noi centrale energetice. Nu de alta, dar există și niște legi ale fizicii. Adică, într-adevăr, putem produce în exterior mai multă energie, dar trebuie să facem noi mai mult efort. Ca să facem mai mult efort, trebuie să mâncăm mai mult, Și așa mai departe. Cifre. La cifre, stai puțin, că mi-ai dat o idee. Știința și tehnica publica pe vremuri Ars Amatoria, dacă vă amintiți. Acolo, la Ars Amatoria, una dintre propunerile de recuperare a energiei, mai ales că era frig în casele noastre, în 87, 88, 89, era săritura ca mingea, bazi din palme și încălzește atmosfera, dar și bătaia s-a cadat aurii dintre soacră și noră, dacă poate fi recuperată. Venise Groșan și echipa cu niște idei fabuloase. Bun, hai să trecem la cifre. Deci, obișnuit, când avem pe domnul Dobrescu aici în studio, noi venim cu cifre. Este faimosul site oldometer.info, guvernare și economie. Primul rând care vedeți acolo mișcându-se sunt cheltuieli de sănătate. Astăzi. Aproape 7 miliarde, da, s-au cheltuit astăzi, până deci acum. 7 miliarde astăzi. Tot astăzi s-a cheltuit 6 miliarde și un pic pentru educație și 3 miliarde pentru armată. Păi eu zic să rămânem aici că e de discutat, un profesor. Prea mulți bătrâni? Că, nu, asta presupune primul rând. Sănătatea mondială, dar tinerii mai puțin, pe când bătrânii trebuie neapărat reparați, înghit medicamente, costă. Întrucât ați observat că eu am întotdeauna o privire optimistă, da. Eu aș spune că pot fi ei și cercetări de sănătate pe experimente fabuloase, cum ar fi genomul uman, cum ar fi cercetările pentru stăpânirea definitivă a cancerului, altor boli care macină civilizația omenească actuală și care pot ridica fabulos aceste cheltuieli publice. Deci, asta nu se întâmplă, da? Da. Deci cheltuielile astea n-au cum să diminueze vreodată, cred eu. Nu, dimpotrivă, ele ar trebui să crească. Și se va întâmpla asta. Pe măsură ce populația omului, globului crește și probabil nu ar trebui să diminueze volumul lor niciodată, chiar dacă, din motive obiective, un cataclism natural sau subiective, să le numim așa, un cataclism produs de mâna omului, ar putea să diminueze fabulos de mult, cu sute de milioane, cu miliarde, populația planetei. Deci cheltuielile pentru sănătate trebuie să crească, sunt benefice. Aici am o componentă. Asta este la nivelul întregii populații. Cum vedeți, la nivelul de persoană. Cheltuieli de sănătate pe cap de persoană. Cred că și acesta ar fi un parametru important de discutat la un moment dat. Deci pe individ, teoretic, cheltuielile ar trebui și aici să fie din ce în ce mai mari. Eu văd însă o evoluție spectaculoasă în următorii ani, puțini, în următorul deceniu, poate în următoarele 2-3 decenii, în sensul că omenirea care a intrat într-o nouă fază a dezvoltării civilizației umane pe Terra să devină atât de înțeleaptă, și o să mă explic dacă e nevoie, încât să reușim să ne îmbolnăvim mai puțin decât am făcut-o până acum, siliți de problemele evoluției civilizației actuale. Asta înseamnă educație. Asta. Absolut. Asta, adică absolut. Rândul al doilea de pe, absolut. De pe tabelul nostru. Adevăr, un mare adevăr. Educație. Citesc de curând că în Marea Britanie 90% din producția agricolă, și spre surpriza mea am aflat că Marea Britanie este o țară foarte tare agricolă, e bine, 90% este pentru hrana animalelor care urmează să fie mâncate. Deci iată o soluție sau o întrebare. Îl pot face eu pe britanicul din zilele noastre să zică mai puține vaci tăiate, mai puține vite, mai puțin porci, mai puțin păsări? Dacă ne gândim că există o teorie care spune că faza actuală de evoluție a civilizației umane pe Terra înseamnă trecerea de la Homo sapiens la Homo sapientissimus, omul cel mai înțelept, probabil Homo sapientissimus a și început să existe printre noi, este cel care se hrănește cu hrană concentrată, cu
suplimente alimentare, suplimente nutritive care împânzesc viața noastră cotidiană, dintre care unele, eu sunt de părere că sunt foarte benefice pentru organism și care în felul acesta diminuează cantitatea și uneori și calitatea pe care o are hrana umană îngurgitată în mod obișnuit. Deci, nu numai pe spațiile planetare, interplanetare, spația umană orbitală care a fost experimentată, cosmonauții se hrăneau într-o manieră, să spunem, novatoare față de hrana obișnuită de pe planetă, dar acum în unele spitale, în unele clinici de specialitate, în unele familii se mănâncă, să spunem, eco, și o hrană eco nu se compară cu o hrană obișnuită, se mănâncă mai multe legume decât mai multe produse animale, derivate din animale, și atunci se mănâncă mai multe semințe. Eu chiar am o preocupare. Poate omul, și ca economist și sociolog, e o întrebare retorică, să se hrănească numai pe bază de semințe? Și răspunsul meu foarte simplu este da. Sămânța oricărei plante, oricărui fruct, uneori sunt fructe care sunt esențiale numai prin sămânță, cum este, de exemplu, migdalul, a cărui sămânță se mănâncă cu mare plăcere de consumatorii de migdale, care e folosită după aceea în cofetărie, în patiserie, etc. Bun, etc. Toate despre educație discutăm, asta nu ne scoate din criză, la rândul ăsta al doilea, vă vin însă cu un alt argument. Și indienii sunt vegetariani, cum bine știm. Absolut. În mare parte. Chinezii erau, dar nu mai sunt. Și din ce în ce mai mâncători de animale. Va veni și rândul indienilor. Păi asta înseamnă o parte mare a planetei se îndreaptă spre hrănirea de tip occidental. Asta mărește criza. Eu cred că ne putem aștepta, și am citit recent, că s-a inventat carne artificială. Adevărat. În China, cei care călătoresc sunt foarte plăcut sau mai puțin plăcut impresionați în funcție de gândirea fiecăruia, să vadă că există alimente vegetale printre cele animale care chiar sunt într-o combinație care și pe noi ne uluia cândva, salamul cu soia, care este mai sănătos decât salamul bazat pe produse animale. Parizelul și așa mai departe, parizelul care nu se face niciodată din carne și care un parizer țărănesc produs de firme românești poate fi întotdeauna la fel de bun ca un salam redutabil. Depinde cine îl produce și câte chimicale pune în el. Sunt prieten cu generalul Oțelea, care a fost un campion mondial, care mi-a spus că fiusul este specialist în frigotehnie, a fost angajat de o firmă mare de fabricante de salamuri, alimente și de asta, nu vă spun care firma, și de la prima vizită pe care a făcut-o, prima zi de serviciu al fiului lui Oțelea, s-a întors acasă, a intrat la taică-sa și la maică-sa, a aruncat afară toate salamurile și toate șuncile și tot, nu mai mâncați nimic de acum înainte, nu, eu azi am văzut ce o trebuie băgați voi în voi. Bun, dar n-avem cum să oprim lumea aceea planetei să vină și ea pe felul de hrană al planetei, care totuși cu mai multă proteină înseamnă reenergie mai multă creierului, posibilitatea de dezvoltare. Deci sunt proteine vegetale, proteine animale, sunt populații întregi ale planetei, de regulă cele, să le numim în primul rând cele primitive, care există și acum în zonele așa numite pete albe ale planetei, Mato Grosso, Polinezia, care trăiesc exclusiv pe bază de mai multe proteine vegetale decât animale. Dar eu îmi pun problema. Speranța de viață a ajuns la 71 de ani, nu cumva și datorită faptului că hrana e mult mai bună, mult mai consistentă. Până la un punct sunt de acord cu dumneavoastră și aș vrea să nu uităm cu toții ceea ce cred că știu și respectabilii telespectatori, că omul ca mecanism biopsihosocial este determinat să trăiască 120 de ani. Deci aceasta este cifra calculată de specialiști și că prin toate artificiile, polorile, invențiile în sens negativ pe care noi le-am adaptat vieții noastre, simplificările vieții noastre, noi de fapt ne reducem de această parte
teoretica vieții calculată până la speranța medie de viață, care e un indicator sociologic și care, după părerea mea, va crește în continuare. Vom atinge în curând 81, 91, 101, până când vom atinge 121 de ani, atunci civilizația umană va fi complet schimbată. Atunci vom fi undeva către anul 2030, deci iată, foarte rapid, și probabil oamenii vor fi, cum spuneam, mult mai înțelepți decât sunt astăzi, vor consuma mai puține proteine animale, vor iubi mai mult natura și vor avea grijă mai mult de spiritul lor decât de trupul lor fizic. Înainte să trecem la rândul al treilea din tablou pe care l-are Cristi în față, și care înseamnă o analiză militară a lui... Cheltuieli militare, spunem de acum, 3 miliarde 200 militare, de milioane. Însă să subliniem ideea asta că totuși orice am zice noi ne aflăm în cea mai bună dintre luni prin comparație cu anii cu acum 25, cu acum 50, cu acum 100, cu acum 1000 de ani. Și acum rândul al treilea. Da, cheltuieli militare 3 miliarde 200 de milioane. Pe ce ar fi banii ăștia cheltuiți? Eu revin iarăși și spun că o mare parte din aceste cheltuieli, după cunoștința mea, probabil peste două treimi, sunt cheltuieli pe cercetări de vârf în domeniul militar, care unele dintre ele, cum au fost internetul și telefonul mobil, vor servi ulterior aplicațiilor civile nelimitate, pe menținerea actualelor arsenale militare într-o stare de funcționare și probabil doar o treime, cum îndrăznesc să enunț acum, circa o treime, pe producerea de arme noi, ca urmare a aplicațiilor cercetărilor efectuate, și pe reproducerea celor vechi. În momentele care noi vorbim, la Chicago este întâlnirea NATO. Bun, întâlnirea NATO nu va însemna că NATO încuie ușa și pleacă acasă toți. Eu am participat alături de președintele statului la încheierea tratatului de la Varșovia. În naivitatea mea credeam că gata, pacea eternă a venit pe pământ, șefii statelor semnatarele tratatului de Varșovia semnează prohodul lui, toată lumea zice gata, plecăm acasă, jurnaliștii îi slăveau pe conducătorii care sunt acolo, deci ce rost mai avea NATO? Dar de unde? Nici vorba de asta. E rezistență, conservatorism, moșteacă e puternică încă pe pământ? Exact asta spun, că omenirea trece cu această perioadă pe care o trăim, chiar cu această criză care va zgudui din temelii civilizația umană de pe Terra. Zguduirea din temelii va veni dintr-o direcție care încă poate nici profeții nu au gândit-o suficient, poate nici Biblia nu explică suficient, poate încă ucenicul vrăjitor om nu se face pe deplin înțeles în infinitatea producțiilor lui științifice, care de la un punct încolo pot să-i fie foarte vătămătoare și foarte dăunătoare. Deci, se va întâmpla ceva și, ca să fiu în continuare ideea enunțată de dumneavoastră, și eu am crezut, și cred că suntem mii de oameni, poate milioane de pe planetă, care au fost convins că și NATO se va desființa. Dacă ar fi să discutăm filozofic, teoretic, NATO, care este o entitate la scara istoriei, nu poate fi nemuritoare și așteptăm cu interes trecerea lui la groapa de gunoi a istoriei, cu ghilimele de rigoare, și omenirea să intre cât mai repede în această fază în care energiile clasice vor fi înlocuite de energiile regenerabile, în care oamenii, repet, să pună mai mult bază pe spiritul lor decât pe trupul lor, și în care să avem un nou model educațional, cum îmi place să spun și să cred că deja unii dintre noi îl aplicăm în forme incipiente, în care deci să ne schimbăm în următorii 30 de ani cum n-am făcut-o în ultimele 3 milenii. E un dosar foarte interesant în revista Science, a apărut pe 19 mai, care este dedicat violenței. Violența care ține cumva
este război noi, ține cumva și de așa. Ei afirmă că da, este în noi, este o trăsătură evolutivă a speciei umane, întâlnim violență de tipul acesta cu care suntem noi obișnuiți, războaie, chiar la nivelul primatelor, dar că violența trebuie studiată tocmai pentru a putea pregăti pace. Nu cred că va dispărea violența foarte curând de pe această planetă și nu mă refer la violența aceasta a galeriilor de fotbal. Mă refer la violența transformată în război. Dar cred că vom deveni sapiens sapiens sau cum a zis mai devreme sapientissimus. Cred că avem nevoie de înțelepciune și o vom obține mai devreme sau mai târziu cu siguranță, altfel vom dispărea ca specie. Așa este și eu vreau să îi îndemnăm pe telespectatori să gândească, să cunoască ce se întâmpla în urmă cu 50 de ani când non-violența gândită și explicată prima dată de Mahatma Gandhi, care avea să fie arestat în mai 1955 la Londra și închis pentru că propovăduia non-violența. Și iată, au trecut de atunci aproape 60 de ani. În 60 de ani, de la gândirea unui om care exprime o întreagă filozofie, care este, să spunem, în nuce filozofia indiană, și până astăzi avem o mișcare a non-violenței pe planetă, avem congrese internaționale ale nealinierii, avem o tabără care nu se mai află de partea răilor sau a bunilor, ci se află undeva la mijloc. Avem mișcări antiglobalizare, care au ajuns să fie atât de puternice încât globaliștii se războiesc cu aceste mișcări. Deci, și există, culmea, o forță cetățenească aici de nestăvilit, o forță umană derivată, venită din acumularea acestor energii individuale a milioane de oameni. Nu e suficient să însumăm numai pe cei care participă la mișcările non-violente sau la proliferarea aceasta a păcii și a lipsei de violență, a non-violenței, deci, ci să-i adunăm aici, să ne gândim și la toți cei care gândesc ca Mahatma Gandhi, dar încă nu ies în piața publică să se exprime. Există teorii care spun că toate aceste energii însumate de la milioane, zeci de milioane, poate miliarde de oameni vor da o traiectorie bioenergetică și o evoluție a civilizației umane pe Terra care să ne facă să numărăm mai puține războaie. Eu cred că față de 1945, când s-a încheiat a doua mare conflagrație mondială, iată, n-a izbucnit a treia conflagrație, nici nu va mai izbucni vreodată cu actualele... Noi nu mai avem războaie la ora actuală. Sunt în Irak și în Afganistan și pe lângă granița cu Pakistan. Sunt intervenții locale. Sunt intervenții teroriste. Cu scop pacificator. Dar aș îndrăzni să zic că perioada asta de pace e o perioadă falsă de pace. Am avut un război rece. Vorbeam de un echilibru al terorii. Dar un echilibru al terorii. Au mai murit milioane de oameni. Și nu au mai murit fost distrugeri. Pentru că materiale. Se știau că se anihilează reciproc. Dar gândiți-vă că în orice clipă poți să capăt un avantaj asupra unui prezumtiv adversar atacându-l primul. În perioada războiului... George W. Bush cu preemțiunea lui... Da, lucrurile sunt mai complicate. Eu mă gândesc că, de pildă, doar o mică paranteză fac, în momentul în care arma nucleară va fi în mâna unor organizații teroriste și e foarte ușor, state teroriste, nu vreau să folosesc în termenul care îl folosesc americani, deci statele teroriste curând vor avea arma nucleară. Și vor putea amenința întreaga lume. V-aș propune să avem un moment de promo. Acum revenim la terorism.
imaginația copiilor poate schimba lumea. Cu telecomanda Techie, ei își vor găsi inspirația în documentare fascinante, ci în cele mai amuzante desene animate. Techie, inovația pentru copii. O să fiu avocat. O să fiu arhitect. O să fiu jurnalist. O să fiu economist. Într-o zi o să ajung în vârf. Te așteaptă o universitate acreditată, cu profesori de excepție și condiții moderne de studiu la taxe avantajoase. Tu unde o să te înscrii? Înscrie-te la Universitatea Spiru Haret. Pentru succes! Dacă te-ai hotărât ce vrei să faci în viață și ai ales una dintre cele 24 de facultăți ale Universității Spiru Haret, iată ce trebuie pentru a te înscrie. În primul rând, este bine să consulți site-ul universității, mai exact www.spiruharet.ro, pentru informații cât mai detaliate. Apoi trebuie să te prezinți la unul din sediile noastre din București, Brașov, Blaj, Câmpul Mușel, Râmnicu Vâlcea, Craiova sau Constanța. Acolo trebuie să ai următoarele documente: diploma de bacalaureat în original sau adeverință eliberată de liceu în original pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2012. Copie după foaia matriculă. Certificatul de naștere în copie. Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie. Copie după carta de identitate. 3 fotografii tip buletin de identitate. Dacă este cazul, certificatul de căsătorie în copie. Un dosar plic. Taxa de înscriere la admitere este de 100 de lei. Pentru alte detalii, accesează site-ul admitere.spiruharet.ro. Te așteptăm să ni te alături! Revenim acum la terorismul care bântuie, la războaiele care însă nu mai sunt. Vreau să spun că eu am asistat la un moment în care Johann Galtung, un fel de, cum să spun, de guru al păcii, a lansat prin UNESCO ideea educației pentru cultura păcii. Faceți în școli oameni buni, voi dascălii pământului, duceți și faceți de la cei mici până la clasele mari educație pentru cultura păcii, care trebuie să înceapă de pildă cu fete din întreaga lume. Când veți fi mame, nu lăsați băieții să aibă jucării de război. Nici pistoale, cum spune nepotul, nici săbii, nici tunuri, nici tancuri, nici. Dați-le cum s-a întâmplat cu Claudiu Abbado. A primit cadou, fiind columbian, deci în Columbia, unde sunt gangster, unde e Farco, unde e toate celelalte, a primit cadou un joc cu soldați de plumb de la părinții lui de ziua lui. Și în loc să-i organizeze pentru bătălie, a luat un bețișor, s-a așezat în fața lor și a început să-i dirigeze. Ce poate fi mai frumos? Hai să ne întoarcem. Acest copil este un copil indigo. Da. Între noi trăiesc în prezent mii de astfel de copii. Eu cunosc și în România astfel de familii și astfel de copii. Ei sunt numiți de către specialiști copii indigo. Sunt copii care își depășesc epoca, care gândesc mai matur decât părinții, deși au vârste fragede, și care uneori învață pe părinți ce au de făcut. De altfel, să știți că n-aș vrea să exagerez, să spun că și eu am doi copii indigo, care acum sunt foarte mari, dar eu obișnuiam, când erau mici copiii mei, să le cer întotdeauna părerea. Și cred că, iată, omenirea a pășit deja, deci prin transformări genetice, pentru că de asta este vorba, genomul uman se modifică, așa cum spuneam, de la Homo habilis sapiens către Sapientissimus, nu întâmplător cel mai mare proiect de cercetare de pe Terra în momentul de față, în care sunt angrenați sute, zeci de mii, ca să nu exagerez, sute de mii, dar zeci de mii de cercetători, este genomul uman, și care cuantifică exact ce se petrece la scara genei fiecărui individ, unde, ca urmare a crizelor, ca urmare a războaielor, ca urmare a altor calamități, ca urmare a bucuriilor și plăcerilor pe care le înregistrează ființa umană cotidian, se petrec aceste transformări genetice. Deci,
stimați telespectatori, stimați colegi, indiferent că dumneavoastră credeți sau nu, eu sunt convins că omenirea a intrat în această nouă fază a existenței ei, că această criză economică care pare profundă, care pare letală, care, așa cum spunea Einstein la începutul secolului al XX-lea, care are cele mai frumoase cuvinte pozitive despre criză, de atunci urmează să învățăm să aplicăm și noi astăzi, ne pregătește pentru o transformare uluitoare care se petrece sub ochii noștri pe Terra și care înseamnă o transgresare prin tehnologie de înalt randament, prin economie transformată și ea către zona energiilor regenerabile, printr-o nouă educație care naște un nou individ social, o nouă cultură, o nouă spiritualitate, către o nouă eră. Această eră este la începutul ei, iar noi suntem corifei ei. Asta e o privire grozav de optimistă. Dumneavoastră îmi spuneți că NATO va intra în criză. NATO care acum se așează pe cai mari. NATO, n-aș vrea să vorbim foarte mult despre această organizație, este deja în criză. Atunci când ea servește interesele unui anumit stat care se duce într-o anumită parte a lumii pentru a stăpâni mai mult decât economic și militar bogățiile economice ale zonelor respective, și acest lucru l-a spus generalul Petreus, șeful statului major al NATO, care nu cred că a scăpat întâmplător într-o conferință de presă de ce sunt americani în Afganistan. Este adevărat că după câteva zile a fost schimbat de la conducerea respectivă, dar deci a spus clar că Afganistanul are în subsolul lui uriașe bogății, unele dintre ele fiind metale de proveniență rară și metale strategice, care intră în tehnologiile actuale ale supercivilizației planetei, începând de la telefoanele mobile și până la navele cosmice, și este clar, o să vedem evoluția în continuare a ostilităților sau a încercărilor de aplicație civilă a acestor descoperiri geologice, pentru care, de fapt, iată, NATO s-a deplasat până acolo. De fapt, nu este NATO, este o forță multinațională, chiar cu state care vin alături de NATO să participe, să spunem, e un cuvânt care și eu încerc să mi-l explic, să-l înțeleg, la pacificarea unor situații. Trebuie să înțelegem noi, populațiile planetei, că lupta pentru resurse, pentru resursele, vorbim acum de resurse strategice, vorbim de metale rare, de metale strategice, dar urmează, și aceste situații vor fi cele pe care le vom trăi în anii următori, să se ducă războaie pentru apă. Apa este, urmează să devină un element strategic. Apa pe care noi o risipim acum, toate populațiile planetei, într-o veselie, cum spun eu, fără să conștientizăm statele, să le spunem, civilizate ale planetei, acest consum uriaș de apă care duce la secătuirea planetei. Aici de această rezervă. Trebuie să vă dau o știre bună. Importantă. Urmare a campanie de educație pornită în urmă cu aproape un sfert de veac, de pe vremea când Clubul de la Roma lansa primele semnale, se pare că s-a redus consumul de apă planetar cu aproape 20%, deși populația lumii a crescut spre 7 miliarde. Asta e. Și vreau să reclam un lucru de care sunt indignat. De fapt, nu sunt indignat deloc. Într-o reclamă la Euronews apare o domnișoară care se uită printr-un binoclu, e în mijlocul unui deșert, zice, vine apa și vine un ghețar tractat de un vapor. Exact. Acum 28 de ani, împreună cu Alexandru Boio, am scris într-o carte Proiecte Planetare, cum într-o zi noi vom căra iceberguri din Antarctica spre Arabia Saudită. Mi s-a furat ideea, o reclam, glumesc de sigur, dar poate fi una dintre soluțiile cu care veniți dumneavoastră. Imaginați-vă că sunt state ale planetei cum este Israelul și mica insula Malta, care își folosesc pentru nevoile cetățenilor lor apă desalinizată, apă de mare, prelucrată. Care e scumpă. Care e scumpă, sigur că da, dar care, iată,
este, începe să fie intens folosită pentru nevoile locale, acolo unde apa e deja o resursă aici prețioasă. Aici inginerii încă ne sunt datori, trebuie să rezolve, să găsească ceva inginerii aici de față, trebuie să inventați frații ingineri, la preț normal, la preț ca să vă lansez o perspectivă optimistă, sunt țări ale planetei, cele enunțate, dar și altele, n-aș vrea să le prezentăm pe toate, unele dintre ele le știm cu toții, unde apa este mai ieftină, e mai scumpă decât vinul. Da. Sau la noi în țară sunt băuturi răcoritoare, la fel, iarăși nu dăm nume, pe care le iei de pe rafturile magazinelor, în supermarketuri, unde se află și apă și unde apa încă servește la fabricarea acestor băuturi, dar haideți să vorbim un minut de o licoare fermecată care i-a făcut celebri și pe strămoșii noștri Geto Daci, vinul, și care e o băutură miraculoasă, consumată în cantități moderate și care apără organismul, este în multe ocazii mai ieftin decât apa și care poate fi, iată, o resursă prețioasă și care să ducă, evident, luați-o ca cu gluma. Au și apărut farmaciștii care au zis vinul roșu de pe care îl laudă francezii are în miezul lui, esența lui, resveratrolul, o substanță pe care vă dăm noi în pastile. Ce să mai faceți viță de vie și să mai crește, să mai facem vin și poate fi și asta. Da. Deci are această substanță miraculoasă, resveratrolul, care, stimați telespectatori, consumați deci în loc de apă lichidul cu resveratrol despre care v-am vorbit până acum. Natural. Bun, noi am vorbit, uite, până la urmă s-a întins discuția privind partea militară a planetei, care oricum ar fi scade. Chiar dacă generalii, generalisimii, mareșalii, amiralii zic că încă suntem la putere, uite, Obama n-a putut să facă nimic împotriva lor. A zis el că, dar complexul militar e la ținut sus. La ruși nu se discută că atamanii încă au puterea. Eu vreau doar atât să spun, sunt foarte succint, că există, așa cum ați spus excepțional de bine, complexul militaro-industrial, o rămășiță a vechiului război rece. Militarii, așa cum sunt acum jocurile cu soldați, și actualii militari vor deveni în câteva perioade scurte care urmează, zeci de ani, să spunem, obiecte ale istoriei. Deci vor fi cetățeni care, așa cum spunea domnul Cristian Român, au această vocație războinică în sânge, omul are acest, este un zon politicon, un animal. Câți la sută ori fi dintre noi care? Probabil în viitorul către care ne au familiarizat deja filmele SF, cu astfel de producții ale viitorului în super orașe, în super entități locuite de răi și buni, vor fi foarte puțin, 2-3%. Așa cum și în prezent, cetățenii certați cu legea sunt foarte puțin, chiar dacă închisorile planetei uneori devin neîncăpătoare. Și chiar dacă... Atunci iată o soluție. Militarii trebuie să devină jandarmi, 2-3%, și să înțeleagă cu ei la 2-3% care sunt de pușcărie și să rezolve între ei situația lor. Să se joace numai între ei. Deci eu văd, prin teoria jocurilor, ca o joacă specifică ființei umane, această... Violență și militarie. Încă două aspecte poate că se atacă. Unul, sistemul fluxului sangvin, care înseamnă banii, băncile și toate celelalte, pe de-o parte, și repartiția producției, produselor, profitului ilegală care e pe pământ. Astea sunt cele trei, ca să spun așa, cărți pe care le aruncă cei 1%, Indignados de la Madrid și Endinier din Franța, și aici merită să spunem ce a spus Hollande la întâlnirea șefilor de state, el fiind nou-nouț și încă nedus la biserică în lumea lor. Fiind socialist de formație. Și zicând sau Merkel sau nous avons des idées, el a spus nu, vous. Vous avez des idées, moi non. Amintesc asta pentru că e într-adevăr de spus. Bun, ce face cu sistemul bancar? Banksterii, adică bancherii gangsteri, încă stăpânesc acum finanțele. Îmi cer iertare pentru gândurile acestea pe care le am și care n-aș vrea să fie interpretate greșit de către telespectatorii care ne privesc. În viitorul apropiat,
prezentul deja pregătit, acest viitor, banii, ca existență palpabilă, materială, vor dispare. Bun. Deci nu vom mai avea banii fizici, vom opera cu carduri sau vom opera cu sisteme de cuantificare, să spunem, care ne amintesc de schimburile în natură. Da. În perioadele de criză, în economie chiar există această formă de schimb care se numește barter. Deci schimbi o marfă pe o altă marfă, în echivalent bănesc sau în echivalentul care se consideră de către cele două părți care fac schimbul. Deci noi, oamenii, trebuie să ne obișnuim cu a nu ne baza pe forța experienței noastre, a istoriei noastre de până acum, de câteva milenii, de tezaurizarea banilor, de cuantificarea valorii lor într-un metal prețios sau într-o altă valoare. Eu vă spun că sunt în prezent pe planetă așa numitele pământuri rare, dacă e cazul intrăm în substanța discuției, care sunt mai prețioase decât aurul, care este, a fost și împreună cu argintul și platina, la un moment dat, echivalentul general al valorilor de pe această planetă. Deci noi va trebui într-un timp foarte scurt să nu mai fim robii materialului sau a materiei sau al banilor, care sunt un echivalent general al acestor valori materiale. Noi va trebui, de exemplu, să prețuim, fără să cuantificăm într-o formă bănească, cântecul păsărilor, susurul apei, culesul unui spic de grâu crescut în condiții naturale perfecte. Metafore pe care le construiește, iată, un sociolog economist, dar dincolo de asta, eu spun așa, în sistemul sanguin al civilizației umane circulă 3.000 de miliarde de dolari pe zi. Indiferent că nu se dau, plătesc cash, ci facem între noi 3 tranzacții, le mișcăm, și aici e elementul de tehnologie. Poate să apară, că aveți aici una dintre ele, contabilul ITC. Deci dacă banii sunt la vedere și nu mai care nimeni ascunși ca la contele de Monte Cristo, că le ținea în dulapul corăbiei, atunci impozitele de transfer între mine și dumneavoastră și colegul Cristian Român se iau automat. Toate cele se mișcă. Cineva poate să ia hotărârea, băi, n-ai voie să-ți retragi banii cu care ai investit în continentul meu, decât după atâta timp și plătind așa. La ora actuală există un mare bandit, un stat cu adevărat bandit, și acesta este Marea Britanie. Marea Britanie a profitat de amenințările lansate de Franța și de Germania către evazioniști și i-a chemat în City. Veniți, băieți, la noi, hostelhar, ce sunteți la noi, puneți banii la City, nu, nici nu vă luăm impozit, și toți banii sunt acolo. Eu m-aș feri de astfel de apreciere, în sensul că pot fi state și mai tezaurizatoare decât Marea Britanie. De exemplu, de Elveția, care nu știe nimeni, în munții elvețieni, în buncărele băncilor elvețiene, ce valori, nu numai bănești, ci și materiale, mă refer la bijuterii, lingouri de aur, se află depozitate. Bun, dar acolo. Contabilul ITC al dumneavoastră, nu intră el cu hackerii lui pe acolo? Nu. Eu vreau să vă spun că pentru înțelepciunea umană, la care fac eu, vedeți, apel de fiecare dată, nu acesta este viitorul. Sau nu către aceasta trebuie să tindă fiecare dintre noi. Nu trebuie control? În momentul asta de față, eu cred că nu trebuie control, pentru că nu se poate controla așa ceva. În primul rând că nu se pot controla fluxurile virtuale monetare, care au și dus la actuala criză financiară, care este o criză de transferuri de valori, de titluri de credit, care circulă nestingherite pe planetă, în forme virtuale sau în forme materiale diferite de ale banilor, titluri hârtii de valoare, care au dus la acumulări de valori în fondurile de investiții, unele mai puternice decât bugetele unor state, decât PIB-urile unor state, și care se situează deasupra puterii de înțelegere a oamenilor. Și deasupra realității. Pentru că în două rânduri, să nu uităm, din 1995 până acum, au fost două desumflări, două înțepări ale bulei astea. Sud-est asiatică
Da, și apoi chiar criza actuală imobiliară pornită deci din SUA. Dar eu vin și adresez o întrebare retorică. Bogăția este acumulată în momentul de față pe planetă de 20% din cetățeni, în timp ce 80% din cetățenii planetei, cam acesta e în mare proporția, trăiesc în cealaltă extremitate a sărăciei. Eu adresez următoarea întrebare retorică. Care dintre cetățenii respectivi sunt mai fericiți, mai speranța de viață de 71 de ani de care vorbeam este dată de cei 20% care sunt, iată, foarte puțini, sunt o cincime, sau de cei 80% care... Să spun și în... dacă Japonia are, mi se pare, vreo 140-150 de milioane de locuitori și au media de vârstă 81 de ani, Speranța de viață. Deci, japonezii au deja cântăresc în... un nou tip de hrană bazată pe produse ale oceanului, fiindcă este o țară înconjurată de ocean, au o educație orientală strămoșească, seculară, care se regăsește în ceea ce am putea numi spiritul japonez. Și pe care o păstrează. Spiritul chinez vine la o distanță foarte mică, care începe să devină preponderent planetar, dar și spiritul indian. De fapt, spiritul oriental este cel care întotdeauna ne-a fascinat pe noi europenii, pe care prin civilizația clasică, zisă occidentală a noastră, nu-l vom putea niciodată egala nici prin religie, nici prin restul activităților spirituale pe care le desfășurăm, și de aceea importanța activităților economice, sociale, spirituale pe planetă se mută către Asia. Da, e clar, centrul de greutate al lumii se duce acolo și este inevitabil, asta se va întâmpla. Eu sper însă că datorită mersului la școală, care în Europa a început înaintea altora, se va întoarce peste 30-40 de ani pe bătrânul continent. Bun, repartizarea produsului a țintat puțin în ea, PIB-ului planetar, plus valorii, profitului. 1%, 99%, mă rog, să spuneți 20% contra 80%, cum facem asta? O mică revoluție socială, socialistă, așa? Au știut strămoșii 1789 ce bine le-a prins regilor. S-au așezat lucrurile la punct, au apărut parlamentele. 1918, ce tare a crescut vestul, pentru că le arătau sindicaliștii guvernelor, le atac cu degetul. Ia uitați-vă cum e Uniunea Sovietică, pe urmă cum e în România și cum e în Bulgaria. Și atunci creșteau îngăduințele pentru localnici. Eu aș vrea să enunț trei idei. Unu, că de-a lungul istoriei civilizației, actualei civilizații, ca să precizez acest lucru, umane pătera, lupta s-a dat între a acumula bogății de către foarte puțini oameni. Și... De ce? Vedeți, asta, pe cuvânt îmi scapă chestia asta. Dom'le, ai un iaht, de ce îți trebuie al doilea iaht? Ai 6 case. Era și pe la noi un personaj de asta. De ce ai nevoie de 7 case? Pentru că nu ai un nivel de educație care să-ți permită să înțelegi că o casă e suficientă și că sunt religii, nu vreau să le numim, dar dacă insistați să le și numim, care... dau o parte din ce câștigi, o parte din ce acumulezi semenilor, și sunt religii în care la vârsta de 14 ani și încep să aibă din ce în ce mai mulți adepți, vii cu toată avuția ta care din clipa aia aparține comunității respective. Deci sunt comunități umane pătera care trăiesc încă într-o viață fericită, într-o sărăcie lucie. Eu vreau să vă spun fără tehnologie. Comunismul a fost o asemenea încercare. Comunismul a fost un experiment făcut ca să ne demonstreze că oamenii pot să viețuiască într-o așa zisă uniformitate în care fiecare dă tot ce are mai bun pentru comunitatea respectivă și primește tot ce are nevoie de la ea. Ăsta este principiul comunist de repartiție. Stalin este un dictator, un călău al istoriei. Culmea este că el, în afară de rău incomensurabil care l-a făcut, în urma acestui rău s-au adaptat niște lucruri care au permis ca să se construiască ceva,
și că exceptând crimele în masă, care niciodată 6 nu milioane de ruși omorâți, agreate în istorie sau înțelese, și care veneau probabil dintr-un defect uriaș al personalității sale, ca și în alte cazuri de călăie a istoriei. În rest, el a condus cu o mână de fier fosta Uniune Sovietică, care a reușit să demonstreze la vremea respectivă, sub conducerea lui, că este o mare putere. Da, mă rog. Da, a fost. Armata Roșie a fost o mare putere. Armata Roșie în care se toca pur și simplu carne de om, cam asta și era, care... și armamentul era american, să uităm, în războiul la mondial. Bun, hai să ne întoarcem la... Există soluții pentru... Împărțirea PIB-ului. Da, deci nu revoluție, o dăm la o parte. Eu spun că soluția există și ea se practică din antichitate și până în prezent. Da. Fiecare trebuie să înțelegem că avem acces la acea cotă din PIB pe care ne-o asigurăm prin ceea ce oferim noi societății respective. Deci, nu trebuie să ne preocupăm ca să ne asigure cineva bogăția. O cotă cât mai mare din ceea ce ne se cuvine, din ce a acumulat societatea în care trăim. Trebuie să ne preocupăm, ăsta este gândul meu, ca să oferim celor din jur tot ce putem noi mai bun și mai mult, sub formă de produse, cum de parte materială, așa cum vă spuneam că fac unele civilizații, populații actuale ale planetei, care fac asta de-a lungul generațiilor, deci este un obicei acolo ca să dai săracilor o cotă din bogăția ta, benevol, benevol. Noi în creștinism nu cunoaștem decât parțial unele, să spunem, secte desprinse din creștinism au aceste obiceiuri, dar nu asta este important. A doua idee care o enunț este că noi oamenii trebuie să ne obișnuim cu ideea că primim de la societate exact cât oferim. Dacă ne punem gândul, forța în slujba semenilor, acum aceasta poate să pară o lozincă, în slujba, ce înseamnă în slujba oamenilor? Înseamnă să îți ajuți vecinul și să-i zâmbești și să-i întinzi o mână de ajutor când el are nevoie de acest ajutor. Poți să-i dai un sfat, poți să-i dai 100 de lei, poți să-i dai 5 haine și vedeți atât contribuțiile care noi le facem când sunt astfel de situații. Vă întreb. Și iau două exemple. De socialiști Sadea, care dau teribil de tare zguduie lumea. Pe unul îl cheamă Warren Buffett, care strigă: secretara mea plătește impozit mai mult decât mine și cu asta vine cu soluția. Hai să plătim impozit, tu când câștigi sute de milioane, plătești la exponențial cum se plătește. Altul este chiar Microsoft, însuși Bill Gates, care are avantajul față de societate că e născut înainte de rechinismul capitalistic al celorlalți. Omul a strâns averea, a pus-o într-un fond, se ocupă cu cercetarea, cu... E foarte periculos Bill Gates, pentru că dă bani pentru farmacii, pentru cercetare farmaceutică, cu care va salva copiii Africii. Ceea ce înseamnă că Africa va trece repede peste 1 miliard de locuitori, deci vor fi și mai mulți și ridică mari probleme. Eu știu alte lucruri despre cercetările pe care le face Bill Gates, dar nu asta vreau să reliefăm acum, ci faptul că există o mișcare planetară, nu numai americană, nu numai vest-europeană, în rândul bogaților, de a-și dona masiv jumătate s-a 44, mers în Statele Unite. 44 da. De miliarde, nu mai nu mult. Nu uitați că și noi în România, până a se introduce impozitul pe venitul global în cotă de 16%, exista o impozitare progresivă și eu, de exemplu, eu, da, reușesc să spun cu sinceritate, plăteam impozit de 64% pentru că asta era cota pe care o plăteam eu. Deci două treimi din ce câștigam eu... Vă plăteau universitățile așa de bine? Foarte bine vă făcea. Nu era vorba numai de universități, era vorba de întregul meu efort acesta care eu cred, aștept chiar o critică în acest sens, că îl ofer semenilor mei și care prin modalități clasice de cuantificare lui, el era cuantificat bănesc. Eu n-am nevoie, am spus-o, și ca mine sunt
și printre români și îi vedem cu toții, îi cunoaștem, oameni care îi bucură pe semenii lor cu gândurile și câștigurile și faptele lor. Cred că mai avem vreo două minute. Nu trăim pe o planetă de îngeri, asta e foarte clar. Absolut. Atunci, idealiștii, Mahatma Gandhi, cu el ați început, nu sunt majoritari. Eu am trecut, cred că am mai spus într-o emisiune de asta, Cristi, am trecut printr-un moment absolut de elevație spirituală. Nelson Mandela, ieșind la Johannesburg, din sala mare în care încăpeau 10.000 de oameni, trece pe un culoar lung de 200 de metri. Credeți-mă, a trecut pe lângă fiecare, încet, așa era în baston, cu câțiva oameni în jur, a trecut atingându-ne așa pe lând, la și a întrebat, how are you, brother? Cum te simți, frate? Asta e o chestie care, un fel de Hristos a trecut pe lângă. Deci sunt și oameni ca ăștia. Pentru cei mai mulți sunt însă, ce mai mulți. Pentru cei mai mulți însă, dacă legile sunt severe și aplicate, atunci, cum spun ardelenii, n-aș plăti biletul la autobuz, dar vine controlorul și mă amendez, așa că taxez, nu? Sunt situații, asta e soluția. Societăți civilizate în care biletul la autobuz chiar nu se plătește. Și o dovadă de civilizație este chiar să nu-ți plătești biletul la autobuz și chiar biletul de tren. Deci, mijloacele de transport în comun dintr-un stat, la un anumit nivel al civilizației, să spunem de la 3.000 de dolari pe cap de locuitor, 3.000 de euro, cum vreți să socotim, iată am greșit și deja am spus dolari, asta spune foarte mult din ceea ce n-am exprimat, din ce gândim aici, de la un anumit nivel în sus, acela care va fi cuantificat, într-o societate anumite servicii, așa cum este educația parțial gratuită. Am avut în societatea românească educație total gratuită și am renunțat la ea. Cine ne-a impus această renunțare? În fond, împărțirea PIB-ului, că despre ea discutăm, este o chestiune foarte simplă. O face Parlamentul statului respectiv când aprobă bugetul anului următor, așa cum gândesc reprezentanții poporului respectiv. Și legile. Eu arăt spre Cristian Român și spun totuși inginerii vor rezolva aceste mari probleme în momentul în care va fi citită trecerea mea prin locul cu tare sau cu tare sau cu tare, intru în autobuz, mă urc în tren, mă duc să plătesc și voi fi taxat de sistemele ITC în funcție de tot ce fac. Și vă eu fi acuzat într-o... că vreți Big Brother și eu dominarea voi... planetei. Asta e Big Brother. Dacă ITC intră și devine și judecător, și controlor, și cenzor, nu mai am nimic de zis. Trăiască inginerii. Asta a fost discuția sociologică de astăzi. O zi bună vă doresc. O zi bună.